Bună ziua, bine ne revedem la Câmpul Lung. Cred că am trecut primul test cu brio, fiindcă săptămâna trecută am convenit împreună și am simțit că v-a făcut plăcere această propunere pe care noi v-am făcut-o, ca în fiecare săptămână aici la Câmpul Lung să ne revedem, să mergem în comunitate, să stăm de vorbă cu oamenii, să le explicăm programul de guvernare al PSD, să le explicăm care este povestea fiecăruia dintre noi, candidații pentru funcția de parlamentar din partea Partidului Social Democrat și mai ales să avem onoarea și bucuria să fim aici la sediu PSD Câmpul Lung Mușcel împreună cu dumneavoastră pentru a încerca în cele 4 săptămâni de campanie și datorită dumneavoastră să ajungem la Câmpul Lungeni și să le spunem cât se poate de limpede, cât se poate de clar care este programul PSD de guvernare a României pentru 2021-2024. Săptămâna trecută am fost aici împreună cu domnul ministru Budăi, cel care a scris programul PSD pentru partea socială. Și aici, în Câmpul Lung, avem multe probleme sociale și am încercat să transmitem prin dumneavoastră, Câmpul Lungenilor, care este suportul, care este oferta, care este programul pe care Partidul Social Democrat îl are pentru fiecare român. Astăzi ne aflăm la Câmpul Lung pentru a lansa programul de guvernare al PSD din domeniul agriculturii, aici la Câmpul Lung Mușcel și vă mulțumim pentru faptul că, datorită dumneavoastră, sunt sigură că va ajunge la fiecare mușcelean care se uită la noi prin intermediul televiziunilor de aici din Câmpul Lung, care se uită la noi online prin intermediul dumneavoastră reprezentanților online și care ne citește prin intermediul reprezentanților presei scrise pe care îi avem astăzi aici. O să încep prin a prezenta echipa din fața dumneavoastră. Încercăm de fiecare dată să venim într-o altă componență pentru ca în felul acesta să ne cunoașteți pe toți. Voi începe cu colegul nostru care întărește echipa pe zona de nord a județului Argeș. Va avea ca responsabilitate parlamentară, fiindcă domnul doctor Mihalcea este pe o poziție eligibilă pe lista de candidați a PSD-ului, va face parte din echipa care va avea ca responsabilitate partea de nord a județului Argeș. Îmi face plăcere să vi-l prezint astăzi pe domnul Remus Mihalcea. Domnul Remus Mihalcea este medic ORL cu o reputație excelentă, a profesat și la Curtea de Argeș și la Spitalul Județean Argeș. În acest moment este manager al Spitalului Colentina din București, unul dintre cele mai mari spitale din România. Astăzi, la Câmpul Lung, suntem și împreună cu domnul Bogdan Minciunescu. Domnul Bogdan Minciunescu este unul din membrii echipei de conducere de la Dacia Renault, a fost consilier al președintelui director general Christophe Didry, este expert în inginerie digitală și este unul dintre colegii pe care contăm. În stânga noastră se află mușceleanul nostru, îl cunoașteți cu toții și știu că îl apreciem cu toții, pe Bogdan Oancea, viceprimarul de la Bughea de Jos, colegul nostru tânăr, absolvent de Dinicu Golescu, licențiat al Academiei de Științe Economice din București, sprinten la minte, creativ și zicem noi că reprezintă cumva noul val de tineri competenți și legitimi cu care Partidul Social Democrat vine în fața alegătorilor. Despre mine ce să vă spun, cred că mă cunoașteți bine, ne cunoaștem bine, vă mulțumesc pentru tot suportul de care am beneficiat de-a lungul timpului din partea dumneavoastră și am un mesaj ferm pentru dumneavoastră, să știți că nu-mi doresc asta, dar vă veți plechisi de mine la Câmpul Lung, fiindcă voi fi aici constant, voi fi prezent aici de fiecare dată și veți conta în calitate de parlamentar pe mine și mai ales pe suportul meu pentru Câmpul Lung Mușcel, pentru Câmpul Lungeni și pentru zona noastră din nordul județului Argeș, pentru zona Mușcelului. Dragilor, acum foarte, foarte scurt, o să rog doar pe domnul doctor Mihalcea, fiindcă ceilalți doi colegi și-au spus data trecută povestea, să vă spună câteva cuvinte despre domnia sa, după care o să trecem la esența întâlnirii noastre de astăzi și anume prezența domnului Daia la Câmpul Lung Mușcel. Domnule doctor, vă rog. Mulțumesc frumos. Remus Mihalcea este numele meu, medic specialist ORL. Sunt argeșan la origini, aici am absolvit liceul, am plecat pentru facultate,
În 2015, la terminarea rezidențiatului, m-am întors la Spitalul Județean Pitești ca medic specialist ORL. Am activat în același timp și la Curtea de Argeș și la Spitalul de Pediatrie pentru a suplini lipsa cadrelor medicale. De anul trecut, din martie 2019, sunt manager al Spitalului Clinic Colentina din Capitală, spital suport COVID, după cum bine știți. Am făcut tot posibilul pentru a ajuta argeșenii în această perioadă. Am ajutat foarte mulți oameni din câmpul lung, cadre medicale, pentru a se trata acolo. Sper ca în noul mandat să ridicăm nivelul serviciilor medicale din Argeș. După cum bine știți, duce în lipsă de infrastructură. Aveți aici o mare problemă cu acest spital suport COVID închis în totalitate pentru restul pacienților. Știm bine că deservește undeva la 150-200 de mii de oameni. Este o măsură cam aspră pentru locuitorii zonei. Eu în toate intervențiile mele am propus o altă viziune, o altă abordare a lucrurilor în acest moment cu spitale mixte. Discut acest aspect, întrucât este, să zic așa, mărul fierbinte din aceste vremuri pe care le trăim. Eu sunt alături de oamenii din câmpul lung, voi face tot ce îmi stă în putere pentru a aduce servicii de sănătate de calitate și nu în ultimul rând. Toată lumea poate conta pe mine la orice oră din zi și din noapte în ceea ce privește serviciile medicale. Oricând, sunt deschis pentru întrebări, pentru sfaturi, pentru ajutor. Mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult, domnule Mihalcea. Domnul Mihalcea este unul dintre candidații tineri, dar experimentați. Noi în PSD, cei care reprezintă noul val în demersul nostru de profesionalizare a clasei politice, fiindcă Parlamentul are nevoie de specialiști, iar în perioadă de pandemie, cea mai mare provocare pe care o avem de trecut cu toții este aceasta legată de sănătatea noastră, de sănătatea românilor. Cum putem răspunde mai bine decât având acestor provocări, decât având profesioniști în Parlament, iar domnul Mihalcea este unul din cei trei medici cu reputație excelentă cu care Partidul Social Democrat se prezintă la aceste alegeri în fața argeșenilor. Domnul dr. Remus Mihalcea, domnul dr. Viorel Enache și doamna senator, doamna dr. Cristina Stocheci. Domnule ministru, încă o dată vă mulțumesc că astăzi suntem în prima capitală a țării românești, la Câmpul Lung Mușcel. Suntem într-un loc cu totul special, cu o istorie aparte, cu oameni deosebiți, dar loc în care așteptările față de noi sunt mari. Și cred că dumneavoastră sunteți cel mai în măsură să ne spuneți ce face PSD pentru români, ce face PSD pentru agricultori, ce face PSD-ul pentru noi, pentru a trăi și mânca sănătos. Domnule ministru, aveți cuvântul. Primul rând, vreau să vă aduc salutul de respect pe care l-am purtat, îl port și îl voi purta tot timpul față de cei care astăzi și nu numai, în fiecare moment al existenței noastre, a ținut în priză informația țării, a transmis acelora care așteaptă de la mass media ce se întâmplă cu viața lor, ce este în viața cotidiană, ce ne rezervă deciziile politice, încotro se îndreaptă țara. Într-un cuvânt, dau salutul celor care în momentele grele de astăzi a ținut trează opinia publică și a putut să fie o sursă importantă pentru actul de conducere statală. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți, dumneavoastră, pentru ceea ce ați făcut. Eu m-am bucurat tot timpul de o atenție deosebită din partea mass mediei și iată că mulțumirile se adună și aici la Câmpul Lung. Sunt pentru prima dată într-un asemenea format, o plăcere deosebită să fiu la ziua când se slobod gândurile bune și deciziile pentru țară. Spun gândurile bune și deciziile pentru țară pentru că suntem într-un demers politic care așteaptă votul electoral pe data de 6
decembrie, în așa fel încât să știm cu toții care este componența instituției principale a statului, aceea Parlamentului României, unde se plămădesc actele normative care ne conduc și ne diriguie pe o perioadă importantă din existența noastră. Sunt aici într-un moment, spuneam, dificil pentru țară, pe care îl simțim cu toți. Un moment care ne separă fizic, dar prin intermediul dumneavoastră ne-am apropiat mult. Ne-am apropiat prin informație, ne-am apropiat prin posibilitatea de a transmite celor care ne văd și ne ascultă gândurile pe care le avem și, evident, deciziile pe care le iau cei care diriguie treburile țării. Momentul acesta dificil ne dă nouă posibilitate astăzi să participăm într-un tipar atipic din punct de vedere al campaniilor electorale, dar atât de necesar pentru a putea ajunge acolo unde decizia poporului va fi pusă în spațiul acesta al structurii statale, când Parlamentul României trebuie să-și contureze, pe de o parte, compoziția și în același timp să se prezinte în fața populației cu ceea ce doresc să facă și ceea ce este necesar pentru țară. Eu mă aflu în această misiune de a spune ce vom face pentru țară în condițiile în care electoratul își dorește ceea ce noi ne expunem expunem în analiza lor gândurile și mai ales proiecțiile de viitor pentru agricultura țării românești. Sunt o persoană cunoscută prin ceea ce am făcut și prin ceea ce dumneavoastră și ați prezentat, iar agricultorii, acești făuritori de hrană, au simțit. De fiecare dată mă duc în locurile unde se prezintă oglinda activității din agricultură, și anume piețe. Am fost și astăzi și mă voi duce tot timpul, am fost și ieri. Mă voi duce în zilele următoare, acolo unde pot vedea, pe de o parte, rezultatul muncii din agricultură, pe de altă parte, dorințele lor pentru a fi mai bine. Am fost în piață astăzi la dumneavoastră aici. M-am întâlnit cu agricultori care mi-au dat sentimentul că, deși este greu, e continuă, mi-au dat sentimentul că, deși se află într-o perioadă extrem de dificilă datorită momentului pe care îl traversăm, făcând aici apel la modul acesta de organizare al piețelor, spunându-mi că se află cu produsele muncite de ani de zile, pentru că un produs nu-l faci într-un an, îl proiectezi în stațiuni de experimentare, îl realizezi ca soi, realizeze ca sămânță și cu mulți ani înainte de a-l vedea pe masa noastră. M-am întâlnit cu oameni care au peste 80 de ani, erau două persoane, un bărbat și o femeie care avea 89 de ani, de la Găiești, unde vând de 50 de ani în această piață. Ca de fiecare dată i-am ascultat. Am cumpărat, am dialogat, m-am gândit dacă în tiparul activității noastre există răspuns la întrebările lor. Și eu spun că da. Și aici intru practic în ceea ce își propune Partidul Social Democrat să facă în continuarea măsurilor pe care le-a luat de-a lungul vremii și care au fost implementate în țară și pe care fermierii le-au apreciat și au putut să beneficieze de ele. Și încep prin a spune că România a fost și este, din nefericire, într-o situație delicată. Și anume, balanța comercială nu ne este favorabilă. În balanța comercială putem constata cu foarte mare ușurință că, deși avem condiții prielnice pentru a produce ceea ce consumul cere, noi nu punem pe piață cantitatea necesară pentru consum. Cu alte cuvinte, suntem încă tributari producției externe.
De aceea am mers în acest domeniu al stăruinței pentru binele țării și pentru binele producătorilor români, folosindu-ne de resursele pe care le avem, gândindu-ne la condițiile pedoclimatice și capacitatea fermierului de produce, de a continua cu programele deficitare ale produselor din România. Știți foarte bine și dumneavoastră ați prezentat cu o acuratețe deosebită că cu câțiva ani de zile în urmă, în România căutai și găseai foarte rar produsul care se numea tomat. Deși cu tradiție în domeniu, deși cu condiții pedoclimatice favorabile pentru realizarea acestei culturi, cu toate acestea, devenisem tributari în totalitate pentru produsul acesta în România. Conceptul pe care l-a lansat Partidul Social Democrat a fost acela de a vedea pur și simplu ce ne trebuie, de ce suntem capabili și ce putem face în așa fel încât să nu mai putem fi în situația de care spuneam, de a importa produse, de a aduce din țări terțe, cum de alminteri s-a făcut foarte mult în acești ani și din nefericire acum lucrurile au luat sunt într-o situație mult mai dificilă față de anii trecuți, referindu-mă în mod deosebit la anul 2019. Și atât deci, continuăm cu aceste programe de a susține producătorii români în așa fel încât să putem să avem produsele realizate de agricultori, puse pe masa consumatorilor, pregătite în mod corespunzător, știindu-se din tehnologia de cultură că sunt produse sănătoase și pe care consumatorii le doresc. Așa se va face că în programul de guvernare al Partidului Social Democrat rămânem consecvenți în a susține produsele deficitare pentru a mări paleta și a diversifica oferta pentru piață. Am fost aici în piață și nu numai. Iată că nu mai avem tomate românești. Pentru că, din nefericire, această consecvență obligatorie în actul de conducere și am spus-o cu patosul profesional, izvorât în mod deosebit din experiența pe care o am ca specialist. În agricultură este nepermis, condamnabil să oprești proiecte începute. Este nepermis acest lucru. Și iată că în acest domeniu s-a oprit subvenționarea produsului tomată în ciclu 2, iar acum în piață nu avem produse românești. Cu o mică excepție. Cu o mică excepție legată de activitatea unui fermier care astăzi mi-a arătat munca lui pe o suprafață importantă, un om tânăr, cu pregătire superioară în familie, cu o soție care a terminat o facultate și care s-a dedicat prin dorința familiei și prin câștigul posibil de a-l obține prin cultivarea terenilor, s-a dedicat activității din agricultură. Cristina dumneavoastră, vorbeam de soția dumnealui, o femeie care astăzi e acoperită total la față, îmbrăcată în haine suplimentar, pentru că, iată, sunt aceste decizii care le vom putea discuta la întrebările pe care le veți spune dumneavoastră. Eu o să mă refer doar la conduita noastră în conceptul acesta al proiecției programului de guvernare pentru anii următori. Și era cu un
spuneam pe final cu produsul cu tomate, spunându-mi că i-a ajutat foarte mult acele 3.000 de euro pentru că au putut să se capitalizeze. Și aici vreau să stărui, pentru că este un element fundamental în acest program. Sunt dispute vis-a-vis de faptul că unii doresc și iată cei care guvernează astăzi țara, se gândesc la profitul sau mai bine zis la ce se câștigă din acest program. Făcând un calcul ce dă statul și dacă n-ar fi mai bine să cumpere. În concepția dumnealor, a cumpăra înseamnă o cale pe care își o doresc să o urmeze în țară. Pentru noi spunem că este periculos și condamnabil pentru generațiile pe care astăzi le avem și vrem să le instruim, socotind că prin această subvenție investim în România. Și au crescut suprafețele exponențial în legumicultura protejată. Ei au luat acești bani, i-au investit în solarii, în capacități tehnologice pentru a putea crea climatul favorabil dezvoltării proceselor biologice. Într-un cuvânt, au făcut o investiție care are viața cel puțin 10 ani. Și iată, deci, această investiție poate să fie amortizată în timp prin câștigul pe care ei îl obțin în legumicultură, iar consumatorii români doresc acest lucru. Este valabil la toate celelalte produse pe care noi le-am instalat ca proiecție în programul de guvernare, pornind de la ideea că în fiecare an trebuie să promoveze cele două produse, câte două produse. Am promovat tomatele și usturoiul. Rezultatele se văd, s-au simțit, piața a avut ca ofertă pentru consumatori aceste produse românești, care au o calitate superioară tuturor produselor pe care noi le avem ca și ofertă în supermarketuri sau în alte puncte de comercializare, dar care își au originea în afara țării. A doua cale importantă pentru țară, pentru noi ca obiectiv extrem de important și necesar, este acela de a face față schimbărilor climatice. Schimbările climatice sunt o realitate și nu o ficțiune. De alminte, și conceptul politicii agricole comune, și vorbește un om care știe ce înseamnă politica agricolă comună în perspectiva 2021-2027 și prin perspectiva faptului că am condus timp de 6 luni de zile acest proces în calitatea mea de președinte al Consiliului de Ministri pe perioada când am avut președinția Consiliului Uniunii Europene la Bruxelles. Da. În acest concept major, schimbările climatice sunt pivotul politicii agricole comune. În această direcție, România și-a propus, prin programul de guvernare al Partidului Social Democrat, să reabilităm întreaga suprafață de ocupată de sistemele de irigații care au fost înainte de 1989 și să extindem până la 3 milioane hectare sistemele de irigații în România în perspectiva 2020-2024. Cu alte cuvinte, să ne folosim de această rezervă formidabilă pe care o are țara. Și vă dau aici, pentru prima dată, o informație care merită să fie procesată de toți cei care se gândesc la binele țării
și anume aceea că, din nefericire, în România față de resursa de apă pe care o avem, folosim în domeniul agriculturii ca irigații doar 1%. În condițiile în care, în lume, din rezerva de apă dulce, 70% se folosește în agricultură. România, fiind țara care dispune de cele mai bogate resurse de apă, bazinele de hidrografice ale țării sunt peste tot, teritoriul țării este brăzdat de apă dulce, indiferent unde te afli, găsești un izvor, găsești un pârâu, găsești un râu, avem Dunărea care mângâie teritoriul țării pe 1100 de kilometri de și întoarce spatele când ajunge în mare și se îndepărtează de posibilitatea de a fi folosită pentru agricultură. Acesta este obiectiv fundamental. A iriga suprafața cultivabilă a țării, acolo unde condițiile permit, iar rezerva de apă ne dă o asemenea posibilitate. Deci, repunem în stare de funcționare sistemele de irigații, așa cum am început din 2017 și asta trebuie continuat indiferent de situație, indiferent în ce condiții, suprafața tării trebuie să fie irigată. Extindem în zonele unde putem să folosim acumulările de apă prin executarea unor baraje în așa fel încât prin precipitațiile care apar în anumite perioade ale timpului să putem înmagazina apa respectivă în spatele acestor baraje și să o folosim când natura nu ne dă asemenea posibilitate. Și nu întâmplător am lăsat la sfârșit obiectivul formidabil pe care l-a început țara de mult și care, din nefericire, s-a oprit în acest an, și anume continuarea lucrărilor la canalul Siret-Bărăgan. O lucrare formidabilă, un concept excepțional, e o zonă pe care eu am verificat-o, am călcat-o cu piciorul, am mers pe acest canal 11 km pentru a vedea stadiul fizic în care există și ce trebuie să facem în așa fel încât această frumoasă investiție pentru țară să continue în folosul producătorilor, în câștigul țării și în avantajul tuturor acelora care se află în zonă și nu numai. Pentru prima dată anul trecut, în 2019, am reușit să irigăm din Siret-Bărăgan. Am preluat a fost o decizie guvernamentală de a prelua acest canal de la Ministerul Apelor și Pădurilor. Știți foarte bine că acest canal, dumneavoastră, ca mass media ați prezentat, el a fost la Ministerul Marilor Obiective, a fost la Ministerul Transporturilor datorită dublei funcționalități a canalului respectiv în gândirea proiectanților și l-am preluat la Ministerul Agriculturii pentru a lega interesul fermierilor și pentru a intra în ritmul de execuție normal. Pentru aceasta am făcut act normativ și acest act normativ prevedea și etape de executare a lucrărilor din Siret-Bărăgan. Noi dorim să continuăm. Din nefericire, el s-a oprit. În martie anul acesta trebuia să facem lucrări efectiv la sistemul Siret-Bărăgan, în așa fel încât să putem iriga cele 475.000 hectare și să putem să asigurăm stabilitatea producției prin irigarea efectivă a culturilor din zonă.
Spuneam că a fost pentru prima dată acolo, când o stație a fost inundată de noroi și care a trebuit să fie curățită, pusă în funcțiune și am reușit să irigăm din Siret Bărăgan pentru prima dată, aducând apă la plante atât de necesare pentru a realiza producția pe care și-o propune fermierul și pe care o cere țara. A doua direcție în domeniul acesta de a combate factorii naturali restrictivi, practic a venit întâmpinarea atenuării efectelor negative a schimbărilor climatice, este extinderea sistemului antigrindină și de stimularea precipitațiilor. Este un obiectiv pe care l-a început PSD-ul. A început în anul 2002, în perioada guvernării Năstase, am reușit să facem până în 2004 17 puncte de lansare pentru a preveni distrugerile care pot fi datorate căderilor de grindină. Din 2017, și asta este bine de reținut pentru dumneavoastră, pentru a veni în sprijinul afirmației că este inadmisibil să întrerup programe, ci continuitatea lor trebuie să fie argumentul și să fie forța fiecărui guvern de a-și realiza misiunea pentru țară. Să continui în fiecare moment ceea ce s-a început, ceea ce este bine și este util pentru țară. Din 2004 până în 2017, doar 7 puncte s-au realizat. 7 puncte de lansare. Iar din 2017 până în 2019, 65 de puncte de lansare. Lucrurile acestea dau dimensiunea preocupării și deciziei Partidului Social Democrat pentru a realiza investiții în România. Ca de alminteri, în toată perioada de după 1989, doar Partidul Social Democrat s-a ocupat de irigații, prin programele pe care le-a stabilit, în perioada 2004, în perioada guvernării Năstase și din 2017 până în 2019. În rest, distrugerea a fost cuvântul de ordine, lipsa de preocupare pentru investiții în domeniul agriculturii și costul acestor decizii îl vedem astăzi. A treia direcție pe care noi am proiectat-o pentru acest domeniu este aceea de a stimula cercetarea. În agricultură. Și aici vă dau iar câteva date comparative pentru a vedea, pe de o parte, dorința de a face, nevoia de a ne îndrepta spre acest sector și stadiul precar în care ne aflăm. În România, prin ordonanța 45 din 2009, se impunea prin forța legii dată și aprobată de Parlamentul României, ca toate stațiunile de cercetare din România, înțelegând cele 52 de stațiuni de cercetare, să fie reorganizate prin hotărâri de guvern, în așa fel încât să le pună în stare de funcționare pentru a răspunde la problemele importante ale țării în domeniul cercetării, fiind paleta largă și foarte complexă a întrebărilor care se pun în domeniul cercetării și a soluțiilor pe care trebuie să le cauți și să le pui pe masa lucrătorului din agricultură pentru a le folosi. Deci, din 2009 până în 2017, în 8 ani de zile, 4 guverne din cele 52 de stațiuni de cercetare ale țării, doar 3 hotărâri de guvern au făcut. Iată, deci, preocuparea într-un domeniu extrem de important pentru agricultura țării românești. În perioada 2017, când a fost la guvernare, Partidul Social Democrat și proba faptelor acum o poate folosi oricine, uitându-se în monitorul oficial să vadă, în 3 ani de zile
am reușit ca toate stațiunile de cercetare din România, asta înseamnă 49 de hotărâri de guvern, sunt puse în stare de funcționare și ele astăzi lucrează efectiv. Stațiunile de cercetare au fost de-a lungul timpului locuri de interese unde terenul a fost preluat în fel și chip, a fost locul unde guvernele și partidele care au fost la conducere și au dat guvernele respective nu s-au aplicat asupra acestui domeniu, atât de important și iată cum acest decalaj în activitatea de cercetare și activitatea de producție ne costă pe noi astăzi vis-a-vis de lipsa de semințe, a se vedea dorința noastră de a face banca de gene de la Buzău când ne-a trebuit un an de zile ca să putem prin metode diplomatice și instrumente legale să aducem din America 50 de semințe de soiuri pe care le-am produs românii și pe care le pierduseră și le-am regăsit în banca de gene din California. Aceste lucruri sunt pentru noi obiective statale de importanță deosebită care dau vigoare agriculturii și care pun agricultura în situația de a fi motor economic care trebuie să funcționeze tot timpul și el trebuie să genereze, pe de o parte, produse pentru consumul intern, o piață bună pentru extern, unde România este capabilă să facă acest lucru. În acest domeniu de a pune în planul acesta al deciziei statale instrumente care să vină în ajutorul fermierilor pentru a putea realiza producții, ne gândim la stabilitatea forței de muncă și ne gândim la tinerii care trebuie să o ia pe acest drum în agricultură ca și posibilitate de câștig și de asemenea ca și o posibilitate de a produce cât mai mult pentru a deveni un exportator important de produse agroalimentare. Noi suntem la această dată pe locul 5 în exportul în mondial la grâu, pe locul 6 la porumb, cu rezultate excepționale în ultimii 3 ani, 2017, 2018, 2019. Ați putut vedea și dumneavoastră, sigur că aici au fost disputele politice mai puțin înțelese de cei care se exprimeau în această direcție, dar poate cu un anumit scop pe care și l-au urmărit și din nefericire nu l-au putut întâlni, un asemenea scop nu l-au putut găsi, spunându-se că România este, eu ca ministru spunând tot timpul că este în fruntea Franței la cele două culturi și că datele din Eurostat care se prezintă în această lună spun foarte clar că România este pe locul 7 ca și rezultate în agricultura europeană. România este pe primul loc din Uniunea Europeană ca exportator de grâu. Iată cum această resursă formidabilă pe care o are țara, sol, condiții pedoclimatice și oameni cu dotare extraordinară, poate deveni ceea ce cu toții ne dorim, o soluție pentru creșterea economică a României și pentru stabilitate statală. Pentru că atunci când ai ce trebuie, ai ceea ce vrea fiecare, evident că ai și stabilitatea necesară. Și să închei printr-o constatare și pe care o fac tot timpul, cu mare plăcere așteptând întrebările dumneavoastră, pentru că v-aș putea ține câteva ore aici vorbind despre fiecare program în parte, spun că
alături de medici și medicamente, agricultorii și hrana asigură scutul apărării noastre împotriva dușmanilor nevăzuți. Nici boala, nici foame nu se văd, dar se simt. Din nefericire, simțim boala astăzi și o simțim cu toții și ne dăm seama de gravitatea ei. Doamne ferește să nu ne întâlnim și cu foame. De aceea, pentru Partidul Social Democrat, agricultura este un domeniu la care s-au concentrat cei care au gândit și gândesc domeniu pentru a asigura, pe de o parte, obiective importante care izvorăsc din necesitatea zilnică și de perspectivă și, pe de altă parte, asigurarea de sume pentru acest domeniu foarte important și necesar țării. Și închei prin a mulțumi, pe de o parte, celor cu care astăzi sunt în fața dumneavoastră și în mod deosebit lui Simona, pentru faptul că a fost alături de în Parlamentul României, de cei care au promovat acte normative pentru a regla viața în zona montană. Este pentru prima dată în România când prin voința politică s-a putut realiza cel mai important mănunchi juridic, când s-a putut vota în Parlamentul României 7 legi care să reglementeze activitatea economică și socială din zona montană, unde prin aceste acte este prins și zona aceasta a dumneavoastră, creându-se pe de o parte cadrul legislativ pentru obiectivele care sunt necesare în zona montană, a se face stâne, a se face centre de preluare, a se face centre de sortare, a se face centre de unități de prelucrare a produselor agricole, a se face microferme și în același timp și structurile necesare în așa pentru a putea funcționa în perspectivă, rezervându-se și bani, punându-se în spațiul legii, cu obligativitatea legii, în așa fel încât cei care urmează la guvernare să aibă instrumentele necesare și în același timp să fie și obligați prin voința legii să le facă. Din nefericire nu se întâmplă acest lucru. Deși avem lege pentru sistemul de irigații cu etape de execuție, ele s-au oprit, greșit, și periculos pentru țară. Deși avem legi pentru zona muntelui cu sume stabilite, nu s-au pus în aplicare. Deși avem legi pentru a se da drumul la reproducție la suine, știindu-se că efectivele de animale sunt reduse aici și aș face o corelație care merită să fie prinsă în conștiința publică. Și pesta ne-a afectat foarte mult. România are 4,8 milioane hectare de pajiști, cât Olanda, Belgia și Austria la un loc. Această resursă formidabilă, ea poate fi valorificată de două specii. De ovine și de taurine la îngrășat, până la o anumită altitudine. Nu întâmplător, cel ce vă vorbește astăzi, am făcut din această specie un simbol al țării pe care trebuie să-l păstrăm cu sfințenie și să-l valorificăm, pentru că merită și este o șansă de câștig și de progres pentru țară. Este momentul în care
astăzi în fața dumneavoastră, mi-ngădui să vă spun că Partidul Social Democrat dorește să facă în agricultură ceea ce fermierii au cerut dintotdeauna. Au cerut apă gratuit. Este pentru prima dată când PSD-ul, guvernul PSD a dat apă gratuit pentru irigații. Au cerut să fie acordate subvențiile la timp. A fost pentru prima dată când s-au dat subvențiile la timp, în așa fel încât agricultorul să rămână la brazdă și lângă animale, iar funcționarii ministerele sau Ministerul Agriculturii să fie în sprijinul lor și să le acorde ceea ce li se cuvine și de la ce și de ce și la ce au drept. În așa fel încât să putem să realizăm o agricultură pe măsura condițiilor pe care le avem. Tot conceptul agricol și tot programul de guvernare se încadrează în principiile stabilite prin politica agricolă comună în perspectiva 2021-2027, unde România trebuie să-și gestioneze o sumă importantă de peste 20 de miliarde de euro. În cei 3 ani, 2017-2018-2019, când am fost la conducerea Ministerului, în agricultura României au intrat 11 miliarde de euro. Ele se văd astăzi în dotările fermierilor, în câștigul lor, în fermele care s-au creat, în tehnologiile care se pot aplica astăzi în țară. Să auzim de bine și să ne vedem cu bine. Iar dumneavoastră vă doresc sănătate și transmiteți-l celor care întâlniți și cu care vă vedeți că e nevoie să ne consultăm tot timpul, iar în dumneavoastră am găsit un sprijin formidabil de care m-am folosit iastă și astăzi și vă mulțumesc că ați avut răbdarea necesară și vă stau la dispoziție indiferent când și la orice oră din zi pot să vă fiu de folos, dacă dumneavoastră s-o potiți, în așa fel încât și eu și dumneavoastră să fim în folosul acelora care ne văd și ne ascult. Vă mulțumesc și vreau să transmit pe această cale salutări celor din Argeș, salutări celor din această zonă și, nu în ultimul rând, să-i salut pe făuritorii de hrană ai țării, așa cum îi numesc eu, pe agricultorii români. Vă salut, dragi români, și vă doresc sănătate, să ne vedem cu bine, iar în agricultură lucrurile pot fi tot timpul bune dacă facem ceea ce am dovedit că putem, iar Partidul Social Democrat este în stare. Mulțumim foarte mult, domnul ministru. Este impresionant. Se simte dăruirea și se simte cunoașterea, stăpânirea domeniului. Domnul Daia astăzi ne-a demonstrat odată în plus că n-are un cuvânt de spus în agricultura, are ultimul cuvânt de spus în agricultura României și nu, nu mi-aș dori. Nu mi-aș dori să fie ultimul lăsat, să fie și după mine alții. Ultimul să în sensul fie, că... Să fie și alții. Și sigur sunteți... Că sunteți o autoritate în domeniul acesta. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult și dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție pentru întrebări, dar rugămintea pe care o am la dumneavoastră scurt. Da, mulțumim. Ați salutat furitorii de hrană. Un lucru foarte fain. Să presupunem că acum pe pandemie ați fi fost ministru agriculturii. Ați fi acceptat dacă vi s-ar impune, ar fi impus să închideți pietele. Sub nicio formă. N-are logică. Este împotriva oricărei gândiri. Mai degrabă m-aș fi mă gândesc să ajung pe lună decât să vi sfidează imaginația. Și să vă spun de ce. Pentru că iată revolta unui om care rețineți, simte această durere. O simt. Și să mă explic. Și le-am explicat. Și le-am telefonat. Spunându-le, nu luați această măsură, că este și împotriva logicii, este nu opriți nici pandemia și faceți mai mult de rău. Și vă dau un exemplu care l-am dat astăzi în piață și oamenilor de lângă mine.
ne ducem în supermarket. În supermarket, dacă nu alegi produsul, îl atingi de 5 ori. Îl iei din raft, îl pui în coș. Îl iei din coș, îl pui pe bandă. Îl iei de pe bandă, ți-l ia vânzătoarea și îl scanează pentru preț. De acolo ți-l ia și ți-l pune în pungă. Plătești. Cum plătești? Cash sau cu cardul? Cine îmi dezinfectează mie degetul, domnule? De fiecare dată când eu vin după și dau pinul la aparat și după mine mai vin încă 100. Apropo de contact pe care îl ai, cine între mine și între mine cumpărător, către eu mă duc și în supermarket și în piețe, între mine și cumpărător este distanță sub 1,5 metri. Duceți-vă în piețe. În orice piață din România, masa este peste 1 metru lățime. Și să vrei să te apropii sub 1,5 metri, nu poți să te apropii de vânzător. Iar alegerea acolo o faci cu ochii. O singură dată se atinge, iar dincolo cel puțin de 5 ori, dacă nu cumva te apucă și dorința să vezi, că acolo sunt iertați-mă, dar acolo sunt și ciorapi. Uitați-vă că în supermarket sunt și chiloți, în supermarket sunt și alte produse, care le iei, le vânturi în mână și te uiți la ele, le lași jos și așa mai departe. Și în piață, o singură dată îți ia vânzătorul și ți-ai dat și ai plecat. I-ai scos din piață, apropo de contact, i-ai scos în piață, ce ai făcut? I-ai scos afară să îmbolnăvești. Primul lucru care poate să-l simtă organismul și aici medicul, e să răcească. Păi când răcești, ce faci? Păi tușești. Păi prin tuse spun medicii că se propagă virusul, că îl elimini, că îl dai la alții și așa mai departe. Deci, boala nu o oprim, pe producători îmbolnăvim, produsele se depreciază, mâncăm și produse depreciate, înghețate, îmbolnăvim și pe acasă. Unde este gândirea aceasta? Păi am intrat în piață la obor, am fost în piață la obor. Și am stat de vorbă cu producătorii, cum am stat de vorbă și aici. Au venit oamenii, uitați-vă la ei, că au 3-4 rânduri de haine pe ei. Nici la toaletă nu se pot duce. Păi cum să te dezbraci de 3-4 haine în fofolit acolo, legat în piață și tu vrei să-l ții pe omul ăsta, spui, dom'le, este sănătos. E aberantă. O măsură aberantă și periculoasă pentru tine. Prăpădim și sănătatea oamenilor? Le îndepărtăm și de câștig, nici consumatorii nu se mai duc spre piețe, iar uitați-vă magazinele acum care sunt tixite de produse din afară. Salată care nu știu pe unde vine, eu știu de unde vine salata. Păi dacă vine din alte țări, nu știu prin câte mâini. Dar aici, când vine de la producătorul român, de la producătorul acesta, nu poate să săra cu producător, fiind trece numai prin mâna lui sau aceluia cu care a recoltat acele produse. O măsură greșită împotriva producătorilor, împotriva sănătății oamenilor, și o spun cu medici, sunt aici lângă mine, iată un medic aici, îi spun că împotriva sănătății. Nu o luam, sub nicio formă. Mă luam cu mâinile de curent electric, băgând degetele în priză dacă cineva mă punea să semnez un asemenea document pentru a face o asemenea restricție în România. Este inadmisibil un asemenea lucru. Iar dacă mă prindea pandemia în Ministerul Agriculturii, să știți că nu mă ascundeam. Cum s-a ascuns? Pe în folie de polietilenă, îmbrăca și încălța și lega cu sârmă de balot și mă duceam lângă fermierii care au lucrat pe timpul pandemiei, au lucrat terenul, au îngrijit animale, ne-au adus mâncare ca noi să putem trăi. Pentru că spuneam, Doamne ferește, să te întâlnești cu foamea. Nu ne mai întâlnim nici cu microfoanele când va avea foame. Ați avut o discuție cu actualul ministru agriculturii? L-a sunat, se spune. Nu răspunde la telefon. E un om care are alte preocupări. Am discutat multe. Le-am dat inclusiv pe Facebook mesajele pe care le-am dat publice. Am pus mâna pe telefon
Am vorbit cu consilierii primului ministru, dându-le anumite sugestii, spunând că nu. Am ieșit, le-am spus, pe data de 24 martie, v-aș ruga să vedeți pe Facebook, pe pagina Petre Daia. Am dat programul de aprovizionare al țării, spunând ce trebuie să fac. I-am rugat și le-am spus-o și acum, cu regret, și o spun și aici în fața lui. Pe mine nu mă interesează paternitatea ideii. Pe mine mă interesează șansa de izbândă. Nu înțeleg orgolii. Nu... Cum adică, domn? Dai drumul, deschizi drumul spre vot și blochezi drumul spre hrană? Da, dar numai hrana românească, asta e ideea. Exact, cu costuri extraordinare. I-am scos din... Eu nu sunt împotriva supermarketul, dar sunt împotriva modului în care se lucrează cu supermarketurile. Punând o serie întreagă de taxe pentru a intra producătorul român, am făcut Casa de Comerț, și care rămâne un obiectiv pentru noi, să realizăm Casa de Comerț ca alternativă pentru comerțul actual, pentru monopolul care se deține în România de către supermarketuri. Și vreau să vă spun că cele 2722 de supermarketuri care sunt în România, dacă le pui la un loc, este cât suprafața Piteștiului. Am făcut calculul acesta. Bun. Și atunci, întrebarea se pune, vom avea succes în agricultură dacă nu avem lanț propriu de comercializare? Eu spun că nu. Și pentru a avea succes în agricultură și pentru a avea câștig fermierii români, ei trebuie să aibă aibă unde să desfacă producția și să o valorifice în așa fel încât să ne putem și noi să beneficiem ca și consumatori de produse valoroase, pentru că am fost aproape în toată Europa. Când m-am dus într-o țară străină, după ce am avut întâlnirile care se impuneau și programul oficial, m-am dus în piețe. Nu există piață în România, produse mai bune ca în România. Peste tot am fost. Și mai ieftine. Și mai bune, și mai ieftine. Am fost peste tot, am văzut și vreau să-i felicit pe fermierii români și să îndemn consumatorii români, indiferent unde se află, să se uite după produse românești și să le cumpere, pentru că fac serviciu țării. Beneficiem de un produs de calitate sănătos și în același timp cumpărăm de la amărâții de producători români care trebuie, prin aceasta, își valorifică munca lor și au și ei bruma de câștig meritată. Nu luăm o asemenea măsură și nici nu vreau să înțeleg că e posibil să mai stea mult această măsură. Înțeleg că este un act normativ. În Parlamentul României și președintele ar trebui să promulge o asemenea lege pentru a stopa măsura aceasta nesăbuită. Dacă mai are cineva vreo întrebare, știu tot ca să mânde, că pentru că suntem deja în turnire. Doamna, dar cartea doamna asta de menetier, da. Spitalul de Colențină, unul dintre cele mai mari spitale din București, după Universitatea, pe urmă cel. Da. Vă confruntați cu o situație dezastruoasă, având în vedere cazul de COVID care să succedă în fiecare zi din ce în ce mai mare. Astăzi, grupul de comunicare strategic al prefecturii Argeș, da, comunică că virgulă la un număr de 515 teste s-au descoperit 446 de pozitivi, aproximativ 90%. În contextul în care județul Argeș nu mai are locuri în spitale pentru COVID, cum vedeți dumneavoastră situația în momentul de față? Da, este o situație dramatică în acest moment, nu doar în județul Argeș, ci în toată țara. Eu am venit de fiecare dată cu ideea și susțin în continuare ideea ca toate spitalele să îngrijească acești pacienți COVID. Altfel, presiunea va fi doar pe anumite unități, acestea la un număr de 400 de cazuri, vă dau exemplu, în Argeș. 6 din 515 teste. Dacă toți acești pacienți s-ar interna astăzi, noi nu am face față cu unitățile actuale. Prin urmare, dacă am avea în toate unitățile din județul Argeș circuite duble pentru COVID, cât și pentru pacienții sănătoși, această presiune pe anumite unități s-ar dispersa. Cum aveți și dumneavoastră aici în Câmpul 1. Și tot spitalul este suport COVID, practic nu mai este acces la serviciile medicale, spitalul este plin, nu mai face față,
și nu am rezolvat nimic. Dacă toate spitalele din județ ar fi avut circuite duble, în momentul de față altfel ar fi stat lucrul. Pe de altă parte, și pacienții din nordul județului ar fi avut acces la servicii medicale. Noi la Spitalul Colentina am păstrat spitalizarea de zi, am găsit soluții pentru a trata pacienții cronici care nu mai aveau acces. Zilnic aceștia se prezintă, le facem analize, internare, tratamentul în timpul zilei, după care plec acasă. Aceasta este soluția care o văd și în județul Argeș, de a oferi și aici, în special la Câmpul Lung, de a oferi pacienților spitalizarea de zi. Acest lucru se poate, noi l-am aplicat la Colentina și se poate printr-un acord cu DSP-ul. Sau de ce nu, prin aducerea unor containere în care să putem utiliza spitalizarea de zi mai bine și a păstra spitalul izolat. Din păcate, în Câmpul Lung sunt o groază de bolnavi cronici. De 9 luni de zile, aproximativ 8 luni de zile, când a început pandemia, toți sunt duși pe Pitești, București. Nu mai pot să fie toată aici la Câmpul Lung, la Sfânta de Oncologie. Cum vedeți dumneavoastră situația? Repet, este o situație dramatică, iar soluția cu care eu aș veni în Câmpul Lung strict și cu care am venit și la București, a fost de a crea circuit pentru spitalizarea de zi, separat față de cel de, pentru pacienții COVID. Astfel, inclusiv pentru oncologie, pacienții pot veni dimineața și fac tratamentul în timpul zilei și seara pleacă acasă. Acest lucru avem și noi o secție de oncologie, funcționează în regim de spitalizare de zi și așa procedăm cu pacienții. Deci lucrurile se pot adapta la nevoile actuale. Vă mulțumim tuturor!